Cătălin Acrainic este unul din pacienții din România care suferă de o afecțiune din categoria bolilor rare. La început au apărut simptomele, primele simptome, se ducea gâtul, bărbia într-o parte, în partea dreaptă, și aveam amețel și presiune în cap, simțeam o presiune în cap. De obicei, simptomele se apăreau când traversam strada sau în aglomerație sau la emoții puternice. Prima oară am consultat un medic care zicea că toată povestea asta e în mintea mea și că nu se vede nimic, fiindcă în momentul în care mergeam la medic, starea mea era una bună, nu eram expusă la emoții puternice sau ceva. După un an jumate de consultat medici, neurologi, am început să am o contractură foarte puternică în zona gâtului, care apărea vizibil că există o boală bine stabilită în corp. Medicii mi-au pus diagnosticul de torticolis. Din păcate nu mi-au pus medicii din România. Am mers în Ungaria la un medic. Medicul din Ungaria mi-a pus torticolis spasmodic și mi-a recomandat tratamentul cu toxină botulinică și kinetoterapie. Povestea Cătălinei seamănă cu cea a majorității pacienților cu boli rare din România, care sunt diagnosticați după mult timp, iar viața le este afectată mai ales din cauza tratamentului costisitor. Am făcut 4 ani de zile tratamentul în Ungaria, care a fost foarte costisitor. Plăteam în jur de 500 de euro la 3 luni, lucru care m-a afectat pe mine și familia mea cel puțin material, pentru că era o sumă destul de mare care trebuia să o strângem la fiecare 3 luni și să merg să-mi fac injectarea. În acest timp am devenit membra asociației Children's Joy, Asociația Persoanelor cu Distonie, și împreună cu președinta asociației Sabina Gal am început să căutăm și să facem demersuri către autorități pentru tratamentul cu toxina botulinică. Per total, boala este una care m-a afectat pe toate planurile, material, emoțional, social, din toate punctele de vedere, fizic. Pentru ca povestea Cătălinei să nu se mai repete, este esențială acreditarea de către Ministerul Sănătății a centrelor de expertiză din România și integrarea acestora în rețeaua europeană a centrelor de profil. Pacienții și specialiștii din domeniu așteaptă cu nerăbdare ca Ministerul să emită un ordin în acest sens. Dar care sunt avantajele acreditării centrelor de expertiză a bolilor rare și includerea lor în rețeaua europeană? Sunt multe aspecte care le fac foarte importante în managementul bolilor rare. Cred că cel mai important, și de aici și interesul mare, este aspectul financiar. Se evită astfel împărțirea sau pierderea de fonduri în încercarea ca orice serviciu specializat în genetică să acopere boli foarte diferite, foarte multe și unele extrem de rare. Și atunci abordarea aceasta în rețea, în care unele centre sunt cu mare experiență și au și expertiză și tehnologie de diagnostic deja verificată pentru o anumită boală sau cel mai adesea pentru un anumit grup de boli rare, atunci acel centru va putea asigura diagnosticul pentru pacienții din mai multe centre sau din mai multe țări europene chiar. Investigațiile vor fi mai ieftine pentru că, știu eu, reactivii, kiturile vor fi consumate pentru un număr mai mare de pacienți. În concluzie, pentru că abordarea în rețea prin aceste centre de expertize va reduce foarte mult costurile de obicei mari în diagnosticul bolilor genetice rare. Pe de altă parte, se va
partaja experiența acestor centre, unele mai avansate din Europa, cu centrele naționale care vor fi, care s-au creat mai nou sau care vor fi create și care vor realiza un network, o rețea în care specialiștii vor comunica între ei, vor împărți experiența, vor participa împreună la cercetarea acestei patologii. În România există mai multe centre de expertiză, iar acreditarea lor ar însemna desemnarea acestora ca centre de expertiză conform criteriilor europene. Noi avem centre de expertiză pe diverse patologii. Le lipsește doar emblema, eticheta. Deci, chiar la nivel național, de exemplu, este cunoscut faptul că la Cluj există un centru sau există o expertiză recunoscută în bolile lizozomale. La Timișoara și chiar și la București există multă experiență pentru mucoviscidoză. Hemofilia este bine reprezentată în Timișoara, imunodeficiențele primare. Deci există, noi nu pornim de la zero, noi vrem doar această acreditare națională care ne permite să fim împreună asociați cu celelalte centre naționale în aceste rețele europene care vor beneficia de fonduri suplimentare, de proiecte de cercetare adresate direct centrelor de expertiză. Sigur, vom avea mai multe centre de expertiză. Cunosc colegi de diverse specialități care vor vrea să aplice pentru, un centru de expertiză în boli renale rare sau centru de expertiză în malformații congenitale asociate cu tulburări neuropsihice. Noi vom vrea în Timișoara, vrem să depunem pentru acreditarea ca centru de expertiză. La rândul nostru ne-am gândit la rețea în interiorul României, deci am vrea să colaborăm cu Centrul Noro de la Zalău pe partea de consiliere a părinților, pe partea de anunțul diagnosticului, deci pe partea socială a problemelor legate de aceste malformații. Am vrea să colaborăm cu centrul din Iași, care este specializat în dismorfologie, și cu centrul din pe care probabil îl vor constitui cei de la Spitalul Obregia, neuropsihiatrii de copii, pentru că au o expertiză foarte bună în acest domeniu. Deci vor fi mai multe diverse centre de expertiză, vor aplica nu numai geneticieni, cât și alți specialiști care menegerează o anumită patologie din această sferă a bolilor rare. În drumul nostru către diagnostic, care este foarte lung, am dorit ca centrele de expertiză să fie acreditate, deoarece ar putea scurta acest drum, iar pacientul ar putea fi văzut și din perspectiva altor medici, pentru că centrele de expertiză sunt unele multidisciplinare. În momentul de față, pacienții cu distonie neuromusculară pot să fie văzuți doar de medici neurologi, dar în centrele de expertiză ar putea fi văzuți și de alți medici, iar diagnosticul să fie unul sigur și să scurteze drumul către un diagnostic sigur.